Hei, salut! Iarăși un mare scriitor, domnul Fortunescu, cu care am fost coleg la Cenacul Dorin și mă bucur foarte mult să-l întâlnesc aici. Fotograf, muzician, tot ce vreți, el este omul orchestră. O să te întreb și eu atunci, permis și eu să te întreb ceva, să sunim la fileu. Cât de importantă a fost întâlnirea cu Crocmăniceanu, cu Cenacul Junimea și cu prietenii noștri care scriau proză acolo și unde, pentru cei care sunt o parte elevii mei de aici, de, la ora mea de estetică, trebuie să le spun că Mircea Cărtărescu este cel care m-a dus de mână la domnul Crocmăniceanu, la Junimea și ar putea spune că actul meu de naștere ca prozator este semnat de Mircea Cărtărescu. Deci, asta era întrebarea. Vă dați seama cum arătam noi doi de mână, intrând la un cenacul. Așa am mai intrat, dacă țineți minte, numai, dar nu fac niciun fel de legătură, să știți că nu sunt nici Mihai, nu este deloc impatuat. Așa au intrat Eminescu și Creangă. Se povestește, Iacob Negruț povestește în amintirile de la Junimea, că au venit direct de la Porta Rece, puțin chelcheliți, și au intrat acolo în casa Pogor, unde se ținea cenacul Junimea pe vremea aceea. Tot Junimea se numea și cenacul lui Crocmăniceanu, și care era mult mai serios, după părerea mea, decât cenacul de luni, care era un cenacul de vedete, un cenacul monden, în care veneau oamenii să se vadă unii pe alții. Cenacul lui Crocmăniceanu era ca Junimea lui Maiorescu, adică veneau vreo 10 oameni, 15 oameni, nu veneau mulți, 100 de oameni cât veneau la cenacul de luni, de fiecare dată. Și erau numai scriitori, unul și unul, prozatori, unul și unul, generația mea de prozatori. Știu eu, Sorin Preda, Mircea Nedelciu, Narencu și mulți alții pe lângă ei, foarte buni prozatori. Și acolo se lucra, era un cenacul de lucru, se lucra pe texte. Critica era foarte serioasă și foarte la obiect. Crocmăniceanu era un om extraordinar, nu are sens să încerc să le evoc aici. Era un om care, după ce citeai un text, el punea degetul exact pe rana textului, ca să zicem așa. Spunea, aici nu merge, aici nu e bine, aici trebuie să schimbi, trebuie să faci altceva. Am învățat enorm de la Crocmăniceanu. Altceva.